Salut prieteni, am adunat pentru voi noi videouri cu momente incredibile cu animale. Va fi foarte interesant, așa că puneți un like și să începem! Lângă casă, o cameră de supraveghere de lângă ușă a filmat un elan care s-a oprit pe un drum înzăpezit și a început să scuture din cap. Drept rezultat, ambele coarne au căzut în același timp, iar elanul speriat pur și simplu a fugit. Peste câteva ore, stăpânul casei s-a întors și a fost impresionat să găsească un astfel de trofeu. Mai târziu a văzut cum s-a întâmplat asta. Coarnele acum îi vor decora camera. Iarna, oamenii au reușit să filmeze un gluton pe capul căreia era un fel de borcan. În jurul bietului animal deja alerga un lup flămând, care înțelegea perfect că în această situație are toate șansele să câștige. Cu ce s-a terminat totul nu e clar, dar dacă glutonul n-a reușit să dea borcanul jos de pe cap, lupul sigur nu a ratat o astfel de șansă. Nu știu sigur ce loc e ăsta și de ce acolo sunt atâția oameni, dar sus cu siguranță mergea o nuntă, la care tinerilor căsătoriți li s-au adus porumbeii pe care trebuiau să îi lase să zboare. Din păcate, toate păsările zburau ca pietrele în apă. Bine că erau mulți oameni care înotau și au salvat bietele păsări. Un fotograf francez a reușit să filmeze un urs care încerca din răsputeri să îngroape un cadavru de cerb lângă un izvor. Se pare că nu îl deranjează deloc trei lupi care se învârt prin jurul lui și văd totul. Ursul oricum continua să îngroape cadavrul și încerca să alunge lupii, dar îndată ce s-a îndepărtat, ei au început să mănânce prada lui. Se pare că blănosul nu le-a pus pe toate la punct. După haita de lupi, la resturi au venit niște vulturi enormi. Ursul sigur va fi mirat când se va întoarce. Omul distrugător. Acesta nu este un fenomen nou, dar la asta e chiar foarte dureros să te uiți. Oamenii au trebuit dintr-un motiv oarecare să tai un copac pe care își aveau cuibul zeci de păsări. Mai târziu, șoferul tractorului care a doborât copacul a fost reținut. În afară de asta, a fost constatat că copacul a fost tăiat fără permisiunea autorităților competente. Multe păsări au murit, iar asta a provocat o puternică indignare printre utilizatorii rețelelor de socializare. Pe insulele Filipine au filmat un cățel foarte curajos, care a încercat să despartă doi cocoși care au început o bătălie în curte. Arată foarte amuzant. Cățelul l-a apucat pe unul dintre bătăuși de coadă și încearcă să-l târască înapoi. El nu atrăgea deloc atenția la câine. Până la urmă, nu i-a ieșit nimic. Un bărbat a decis să-și sărbătorească ziua de naștere în sălbăticie, făcând totul așa cum se cade. A cumpărat un tort, dar a reușit doar să taie o singură felie, căci o maimuță i-a furat restul și s-a ascuns în copac. Sărbătoarea a fost ruinată, dar în schimb, ce imagini! În timpul unui campionat de raliuri, un câine prostuț a ieșit pe drum. Oamenii strigau încercând să alunge patrupedul de pe drumul periculos pe care, iată, trebuie să apară automobilul. Dar nu reacționează nicicum. Și iată momentul tragic. Apare un Mitsubishi și, în viteză maximă, sare peste câine. Câinele nici n-a înțeles ce s-a întâmplat, dar a fost super norocos că drumul era ridicat în acel loc și mașina a sărit peste el. Nimeni n-a avut de suferit. Capul unei maimuțe s-a blocat între ramurile copacilor. Cel mai amuzant e să urmărești cum mama trage cu putere de pui ca să îl elibereze din capcana. Ea a început să se repezească la oameni ca să-i alunge, dar ei oricum continuau să filmeze. După încă câteva încercări amuzante, micuțul a reușit cumva să scape din această capcană. Pasărea a decis să se odihnească pe un gard. Antilopa vicleană s-a furișat în liniște din spate, a mușcat din coada păsării și a mușcat penele. Cel mai interesant e faptul că pasărea nu a reacționat nici de cum. Ea a zburat, dar s-a așezat în același loc, de parcă nimic nu s-a întâmplat.
Un moment emoționant. Mama câine vedea cum puiul ei se neacă într-un canal de apă din Malaezia. Ea nu putea ajuta cu nimic, dar oamenii au observat că cățelul se mișcă încercând din răsputări să se apuce de pietre. Oamenii îndată s-au mobilizat, dar nu era ușor să scoată puiul din apă cu acest făraș. Mama stătea mereu alături, urmărind cum îi este salvat puiul. În curând au reușit să salveze micuțul, el este viu și nevătămat, iar mama îl duce rapid acasă. Pentru salvarea acestui elefant s-au mobilizat câteva persoane. Cu ajutorul unei frânghii au reușit să scoată animalul blocat în mlaștină. Puiul de elefant însă nu a fost recunoscător și în loc să plece cu recunoștință, el a început să atace salvatorii. Nimeni n-a suferit. Elefanțelul a sărit în aceeași mlaștină din nou, dar noroc că nu a rămas blocat. A ieșit rapid și a plecat cu ai lui mai departe. Acești doi lupi au încercat să alunge glutonul de la prada sa binemeritată, sperând că se va speria și va fugi. Dar după o luptă scurtă, glutonul nu doar că n-a fugit, ci ignorând lupii, se întoarce la pradă și demonstrează că nu are de gând să se împartă cu nimeni. Da, glutonii sunt unele dintre cele mai neînfricate animale din lume. Într-o grădină zoo din Seul, un elefanțel a căzut în apă. Uitați-vă cât de panicate sunt cele două femele. Ele se aruncă în apă pentru a-l ajuta să ajungă într-un loc sigur. Cel mai probabil că micuțul nu este amenințat cu nimic, căci elefanții înoată cu trompa afară ca să respire. Dar salvarea oricum a trecut cu bine. Acest porumbel este un adevărat expert în ale zborurilor. Să aterizeze așa frumos nu poate nicio altă pasăre. Iată încă câteva momente pe care le voi lăsa fără comentarii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!